Salut, prieteni, și bine ați revenit la Cariera cu Cristiano Ronaldo. M-aș fi gândit serios la un transfer în iarnă dacă Manchester United nu și-ar fi revenit într-un asemenea fel. În Premier League ne vom bate la titlu, suntem acum pe poziția a doua în clasament, în spatele lui Chelsea. În Champions League avem adversară pe care cred eu că putem învinge, Wolfsburg, și a putea ajunge în sferturile ligii, de asemenea să ne batem la titlu. A venit și un fundaș stânga. Aveam nevoie de așa ceva, nu era bine deloc, juca Bjorn Hardley. Va juca Junior Firpo acum, în fundaș parcă altfel. Și poate mai au loc transferuri, poate mai vedem un jucător tare la Manchester United, pentru că alte echipe văd că transferă. Avem meci cu Bristol între timp și vom da un quick sim, iată Firpo acolo. În afară de el, niciun jucător nou, nu mai joacă Maguire, Varane, Bailly. Ce va însemna asta? Iată, 4-1, cu dublă Ronaldo, dublă Elanga, tânărul Elanga iese la rampă foarte tare. Am mers bine și în cupă, iată bucuria lui David De Gea, mulțumit și stafful tehnic. Wolves îl ia pe Ogbona, iar Molenko s-ar putea duce la Santos. Da, destul de exotic pentru un jucător ca iar Molenko. Inter până la urmă l-a luat pe Sergio Busquets, 21 de milioane de euro. Ăsta da transferul în colos al fotbalului spaniol, iată vine la Inter Milano. Partidă cu Aston Villa și sincer sper să câștigăm. Haide băieți, că se poate. Joacă Mason Mount în dreapta, Maguire revine. E meciul nostru. Da, 2-1, gol Cristiano Ronaldo, absolut decisiv cu o dublă. Ronaldo aduce 3 puncte pentru Man United. Ronaldo îi va duce spre glorie pe diavolii roșii în acest sezon. El e omul cu punctele, omul cu golurile decisive, sunt foarte entuziasmat acum. Iată că suntem acolo în acea zonă, din nou cele mai multe contribuții în acest sezon de Premier League. Și urmează meci cu West Ham, iar Chelsea la 2 puncte, suntem acolo. Ben Yedder e luat de Bayern München, gata, înlocuitor pentru Robert Lewandowski. Iar Real Madrid îl cumpără pe Joao Pedro, 34 de milioane a costat Ben Yedder. West Ham, deși e nume destul de mare, e abia pe locul al 12-lea în acest sezon și jucăm și acasă. Pur și simplu, n-avem voie să nu câștigăm. Haide, trebuie. Da, 2-1. Din nou Ronaldo cu golul de 3 puncte. Nu vine să cred ce se întâmplă aici. A fost greu cu West Ham, dar pare că nu e chiar sezonul lor. Sunt pe un loc foarte slab până acum. Nu au niciun loc pe care să-l vizeze de acolo, de pe 12, foarte jos până acum. Matic s-ar putea duce la Lens pe final de carieră, iar noi vom întâlni Newport. Poate mai aducem pe cineva, cine știe. Aștept să mai văd un transfer, ar fi foarte tare. Dar cred că Firpo a fost ultimul pentru acest sezon. I-am bătut și pe cei de la Newport. Doar victorii în acest an de grație 2022, în care ne ridicăm și nu ne oprim. Chelsea. Oh, ce s-a întâmplat? A bătut pe City, mamă, și Liverpool e acolo. Luptă între ei la titlu, care exclude pe Manchester City. N-au dat dovadă de un joc prea competitiv. Hai că sunt acolo totuși. Liverpool 47 de puncte, la fel Chelsea, United 45, City 42 și Tunarii 41 de puncte. Foarte echilibrat clasament. O să fie nebunie totală. Iar noi intrăm în deadline day. Ce transferuri s-au făcut în Dica, e noul jucător al lui Arsenal, foarte bun transfer. Mertens și Koulibaly, aduși de Chelsea, vor să câștige campionatul și se întăresc tare. Mai avem la Leeds niște mutări neimportante, Presnel, Kimpembe, acum jucătorul lui Jurgen Klopp. John Stones, 64 de milioane de euro, îl cumpără PSG. Asta era de neașteptat, Dolberg și Kramaric la City. L-am luat pe Calabria. A, bine. Hai că am mai luat un jucător, un fundaș dreapta. E un nou fundaș dreapta. E bine pentru că îl aveam pe Frimpong. Nu ne puteam baza pe altcineva în afară de el. Este un jucător foarte bun. Da, asta a fost până acum. Mutări bune. Strasburg îl vrea pe Matic. Deci ia drumul spre Franța. Nemanja Matic. Unde e probabil mai liniștit să-și joace ultimii ani din carieră. Iar noi terminăm această zi, s-au cheltuit peste 500 de milioane de euro și asta a fost. Cu acești jucători rămânem, poate facem și treabă.
Dacă ne dezuflăm acum, va fi dezamăgitor. Burnley aproape de retrogradare. Cred eu că ar trebui să-i batem. Joacă cu Modest și Weghorst în față și este o victorie în ultimul minut, aproape, minutul 89. Jadon Sancho e decisiv. Mulțumim, Sancho, pentru 3 puncte. 1-0, dar multe meciuri câștigate la limită. E o echipă a lui Manchester United care se montează pe finalurile de meci și să obțină punctele atunci. Și e un lucru foarte bun. Wow, suntem pe primul loc. 48 de puncte, un meci în minus pentru cealaltă echipă, dar cum arată United pe primul loc? Și Cristiano din nou la emisiune, invitat tot timpul. E mai prezent decât Ilie Dumitrescu la emisiune speciale. Southampton. Dar Liverpool și Chelsea merg și ele perfect. Se întâlnește Chelsea cu Arsenal. Poate încurcă Arsenal pe cei de la Chelsea. E meciul etapei. Poate vedem acolo o surpriză. Ah, l-avem și pe Acuna. Când l-am adus și pe Acuna? Mamă! Bă, Acuna nu era trecut acolo. Cred că în ultima zi Acuna vine la United. Deci Acuna, Firpo și cu Calabria. Astea dat transferuri. Sunt total mulțumit de ce se întâmplă aici. 4-2 cu Southampton. Sancho a reușit o dublă, a înscris și Cristiano, încă 3 puncte pentru noi. Așa, da, mă, alt fel de fundaș stânga. Acum e un jucător extrem de tehnic pentru un jucător care stă acolo în spate. Este un fundaș lateral de care aveam nevoie. E parcă mult mai bine acum. Și are și rezervă pe post, Firpo, Hardly, astfel dat la o parte. E momentul pentru turul cu Wolfsburg în optimile UEFA Champions League. Oare s-a încurcat Chelsea? Chiar sunt foarte curios. Iată că da. Am egalat-o pe Chelsea. Liverpool bate și ea etapă de etapă. Dar suntem și mai aproape acum. Noi jucăm cu De Gea în poartă. Acuna, Varane, Maguire, Frimpong. McTominay, Fernandes și Sancho, care astfel, iată, joacă foarte bine mijlocaș central. Mount a rămas în dreapta. Castells la Wolfsburg în poartă. Brooks, Romagnoli și Lacroix sunt fundași centrali buni. Stefan și Baku pe laterale, Arnold cu Schlager, mijlocaș central, în față Waldschmidt, Kruse și în Mecea, pe Wolfsburg Arena, un stadion unde te aștepta să nu avem atât de mari probleme, fiind pe primul loc în grupă, avem o adversară poate mai ușoară decât ce am fi putut prinde altfel. Nu, Maguire, nu acolo. Avea adversar pe el Frimpong. N-a prea gândit-o Harry Maguire. Hai, mă, dă-o pe sus. Uite, vă arată Ronaldo cum se face. Și schimbe acolo, pe partea dreaptă. Oh, ce balon. Urmărește Ronaldo această minge. E în careu Cristiano Ronaldo. Vin jucătorii noștri, Mason Mount, Bruno cu călcâiul. Ronaldo înapoi la Fernandes. E o fază foarte frumoasă și este gol Manchester United. Impecabil portughezii. Gol senzațional pe care îl reușește Manchester United aici. Asta da, combinați. Ne-am înțeles perfect acolo în careul lui Wolfsburg. N-au simțit-o. Nici n-au mirosit-o pe asta. A, urcă Mount. Primește acum Mason. Mason Mount din voleu. A prins belgianul. Se pune puțin în dificultate pe Arnold, care a dat-o bine. Duce balonul la Baku și s-a mai liniștit puțin Wolfsburg. Dar senzațional ce se întâmplă până acum. Sancho excelling out of position. Chiar rupe pe postul de mijlocaș central. E o găselniță incredibilă din partea jocului. A fost pus acolo și s-a descurcat incredibil. Ronaldo vrea să le tragă de unde până unde. Nu m-am hotărât la așa ceva. Poate încă mai duce Cristian vreo 5 ani. Poate de fapt cariera asta va fi o carieră de 2 ani în care Ronaldo joacă 5 sezoane și după aia devine antrenor 10 sezoane. Nu s-a gândit nimeni la asta. Iată că Fred iese, intră Rashford și vom fi și mai ofensiv pentru repriza a doua. Da, Acuna. Când ai fundaș stânga, altfel joci. Balon pentru Mount, lovitură ca bună. Marcus Rashford de acolo, nu mai ajunge. Dar o nouă oportunitate pentru a remajura avantajul. Poate după acest corner. Bate cornerul către Maguire. Este gol! E gol McTominay. A venit golul ăsta de undeva. Maguire și McTominay creează acest gol 2
A fost mai frumos primul aici, o oarecare nimereală, dar suntem buni la cornere, că suntem englezi, da? Normal că suntem buni la cornere. 2-0. Da, cerem schimbare, că nu se mai poate. Nu putem să ducem meciul la capăt. O să intre Cavani, nu? Da, încă este aici Edi Cavani, foarte bun pentru finalul de meci. Se încheie 2-0. Obținem o victorie importantă în deplasare, putem pierde la un gol acasă și mergem în sferturile ligii foarte tare. Ne așteaptă un meci cu Leeds în Premier League. De Leeds o îmbate, totuși, după acest traseu impecabil, 3-0. Rashford, Ronaldo și Bruno aduc încă o victorie pentru Man United. Nemaipomenit, suntem într-o formă de zile mari. Victorie după victorie, Chelsea se încurcă iar și poate noi și cu Liverpool ne vom bate pentru titlu. Am făcut egal în meciul direct, iar acum la retur va fi un meci mult mai important. Watford e pe 12, doar să nu ne încurcăm stupid cu o echipă mică. 4-1. Da, a dat gol și Maguire. A făcut o paia în care el nu-i aude pe hateri. Da, încă o dublă Cristiano. Extraordinar ce se întâmplă aici. Îl creștem pe Ronaldo la defending. În curând va avea defending peste Harry Maguire și poate să ia locul. Nu că e o tactică incredibilă pe care am gândit-o aici. Partidă cu West Ham. Cupa nu e chiar importantă, nu prea m-aș gândi la cupă, dar Ronaldo trimite echipa mai departe și în cupă. Și vine un nou meci cu Manchester City, iar acum ar fi foarte bine să câștigăm. E un meci important. Dacă batem pe City, stăm foarte bine. Pe cine aliniază Man City? Kramaric în stânga. Foden și Mahrez e o tripletă interesantă. Kramaric mai mult atacant central, dar Foden totuși e vârf fals. Probabil punem valoare pe Kramaric. Da, e o echipă similară cu ce am mai văzut. Ai noștri puțin obosiți, dar vor duce, pentru că trebuie să o facă pe Etihad. Este poate meciul sezonului de până acum. Vin meciurile sezonului cu City și Liverpool. Totul se decide aici cu acești coloși. Echipele astea extrem de valoroase, greu de oprit, care în general sunt cotate prea bine pentru titlul încât să nu iau în antrenele de campionatul, dar poate se întâmplă de data asta. Poate creează CR7, o mare surpriză. Bravo, Bruno! Hai, du-te! Mason Mount! Spre glorie, Mount! Haide, Mason! Du-te, Mason, du-te! E față-față cu la zero, Mount! Apără Ederson! De înscria Mason Mount. Era un moment fabulos. Oh, Gündoğan. Avem portar. Apără din nou David De Gea. Aici Pep n-a mai avut ce să zică că au jucat-o prea bine băieții lui. Trebuie să câștige McTominay, o face. Foden, bravo. Cât de bine ne-am apărat. Acum în viteză Ronaldo îi depășește pe adversari și este gol. Este gol Cristiano. Ce cursă. Ce cursă de data aceasta. Depășiți cei doi fundași de la City. Voleu tare de tot. Iar aici Manchester United deschide scorul. Este 1-0. Fluierat Ronaldo. Normal. Ce să mai facă fanii lui City, probabil dezamăgiți de echipă în acest sezon. Oh, cream că e în poartă. Cât a putut să scoată acest băiat? Băi, e un animal. A apărat vreo 5 șuturi importante ale celor de la City. Și aici Rodri dă pe lângă. Da, e o frustrare mare în tabăra lui City. Au ratat foarte mult. Să centrez lung acolo. Poate pentru un voleu. Oh, Bruno din farfecă, Doamne! Nu pot să cred că a reușit Bruno să facă ceva cu mingea aia. Cum a apărat Ederson? No, De Bruyne l-a servit cum nu se putea mai bine pe Sterling. Ăsta este talentul lui KDB. Sterling intră și înscrie din prima. Și data asta nu mai oprește nimeni să se ducă la Pep Guardiola. Și ia în brațe pe Pep.
Îi mulțumește că l-a băgat câteva minute și deja iată ce a făcut De Bruyne aici, da. A încercat De Gea, dar n-a putut să scoată. N-apare o grafică cu cine a intrat. Ah, Tsangankovo, nu l-am văzut până acum, ce pas să dă. E penalti. E penalti clar toată ziua. Nu e posibil, ne fură. L-am împins. Și ăsta poate fi atacul nostru. Atacul care să ne aducă golul 2. Ce preluare superbă. Rashford, Ronaldo, apără! Apără Ederson. Wow, ce contraatac. O luăm ușor în pase, urcă Sancho și Bruno de asemenea. Bruno Fernandes este în careu. Călcâi Bruno. Pasa n-ajunge. Oh, n-ajunge unde trebuie. Ce intervenții, Ilkay Gundogan. Atât de aproape. Nu mai putea Cristiano Ronaldo, era foarte obosit. Am rămas totuși în joc că poate reușeam ceva. Dar un punct în deplasare cu City nu este groaznic. Mai avem de disputat un retur cu Wolfsburg. Da, De Gea. În meci acolo, după fază de pase bună din partea lui Wolfsburg. Dar avem portar, ne scoate de prea multe ori David De Gea. Aici Brooks dă cu capul de lângă Cristiano, inexact. Era aproape Wolfsburg aici să marcheze. Dacă ar marca, ar fi o relansare pentru ei în dubla asta. E pauză. Suntem aproape calificați. Nu cred că înscrie Wolfsburg într-o repriză, cât n-au făcut-o în 3. O să cerem schimbarea și simulăm restul partidei. Dacă o calificare, da, 2-1. Sancho și Bruno au înscris. Până la urmă, obținem calificarea cu lejeritate. Suntem în sferturi unde vom da de o echipă mult mai tare decât Wolfsburg. Asta e garantat. Dăm un sim aici ca să vedem cu cine vom juca în sferturile UEFA Champions League. Cu Ajax. Oh, ce vezi frumos, United cu Ajax. N-am picat rău. Aveam și cu Liverpool și cu Spurs. Data viitoare le vedem pe toate acestea. United, Ajax, Barcelona o elimină pe Manchester City. E un sezon de coșmar pentru echipa lui Guardiola. Barça cu Real în sferturi. El Clasico. Extraordinar. Juve, Chelsea și Atletico cu Liverpool. Mamă, ce meciuri. E nebunie totală. El Clasico în sferturi e tare rău. Dacă îi batem pe cei de la Liverpool și câștigăm și meciul restant, acumulăm 6 puncte și trecem peste ei în clasament. Deci e foarte important meciul ăsta de data viitoare în calculele finale pentru titlu. Mai sunt etape, dar ar cam trebui să-i batem dacă vrem să ajungem acolo, să luăm primul loc. Acesta a fost un nou episod din Cariera cu Cristiano Ronaldo. Drumul spre glorie e aici și poate reușim să facem mai multe cu Manchester United. Vom intra în fazele alea în care se decide totul în episoadele următoare. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați de like acolo. Cam atât! Pa, pa!